Este deja a doua oară când filmez acest clip, motivele fiind foarte bine întemeiate. Am șters din greșeală tot ce am filmat cu o zi înainte, de aceea clipul acesta o să intre mai târziu, pentru că am descărcat eu foarte frumos în laptop fișierele, le-am decupat din cameră și pur și simplu le-am șters, nu știu cum s-a întâmplat, nu mă întrebați. O foarte mare neatenție, nu am făcut un mare tamtam din asta, pentru că nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit clipul. Am fost puțin incoerentă, filmasem când era aproape întuneric afară și se vedea totul cam întunecat, chiar dacă era un cadru așa mai cozy, așa cum vă povesteam acolo, dar voi n-aveți de unde să știți, pentru că, hei, eu am șters filmările, dar am spus că o să reiau astăzi și o să facem, bineînțeles, după cum ați văzut din titlu, o să facem clipul cu Empties. Am văzut că v-a plăcut extrem de mult celălalt clip, am văzut foarte multe păreri pozitive, așa că m-am gândit să trecem în revistă ultimele lucruri pe care le-am folosit în ultimul timp. Am produse super faine, produse care m-au dezamăgit, recomandări ca de obicei și tot ce ați încercat voi să-mi scrieți în comentarii. Așadar, fără să o mai lungesc, pentru că clipul pe care l-am filmat anterior, tot despre produse terminate, ce să vedeți, era extrem de lung, vreau să mă mișc puțin mai repejor cu el, așadar o să începem într-o ordine complet aleatorie, pentru că, dați-mi voie, am strâns o plasă întreagă. Bine, e pe ea Lidl, ceea ce o să se întâmple, adică o să se întoarcă tot acolo lucrușoarele la Lidl, pentru că e singurul loc unde am găsit în Bacău, unde pot duce lucrurile la reciclat. Nu înțeleg de ce în alte locuri nu am găsit, dar asta este, nu o lungim cu acest subiect. Haideți să trecem la ce lucrușoare am terminat eu și o să încep cu, în primul și în primul rând, cu un lucru pe care l-am fix în fața mea. Este vorba despre acest lucru, nu este nici produs cosmetic, nici produs de skincare, nu are nicio treabă. Este un fel de odorizant de cameră, un reed diffuser, adică pui practic bețișoarele astea, are un fel de miros acolo, asta mirosea ceva fresh, din ce mi-amintesc, da, puțin dulce și practic tot întorci bețișoarele astea și cumva ar trebui să miroase frumos în cameră. Este de la Sinsai, l-am luat eu, v-am arătat într-un haul și mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Într-adevăr, nu persistă foarte tare în cameră, dar dacă tot întorci bețișoarele astea, să știți că e chiar o afacere foarte bună și nu are prețul pe el, că l-am dat jos, dar să știți că nu a avut un preț extraordinar de mare. Așadar, dacă îl găsiți pe Sinsai sau știu că sunt și alte variante, merită să-l încercați. Și m-a ținut destul de mult, cred că l-am de primvară și abia acum s-a terminat, deși dacă mai vedeți acolo mai sunt câteva picături, nu știu dacă vedeți atât de bine, că e un soare destul de puternic afară, dar să știți că este un miros foarte plăcut și vă împrospătează camera. Dacă vă place acest gen de mirosuri, ar fi bine să încercați. Cumva cineva acolo sus nu vrea să mă lase absolut deloc să filmez clipul ăsta. Ba vine prea mult soare, ba mi se termină bateria de la camera, așa că haideți să trecem rapid prin produsele acestea. O să iau plasa aici, sper să nu vă foșnesc prea tare. Primul și primul lucru care vine aici random, nu că ar fi a doua oară când prezint produsele astea, este vorba despre acest șampon de la Wella Professional Oil Reflection. V-am mai spus eu că este șamponul meu preferat, dacă ar vrea să pună focus. Acesta este un șampon foarte bun, care curăță cel mai bine scalpul dintre toate șampoanele pe care le-am încercat eu. Are acid salicilic în compoziție, usucă puțin lungimea părului, dar este compromisul perfect pentru a avea un scalp curat și să știți că degresează extrem, extrem de bine. Poate că și pentru că are acid salicilic, dar eu nu am întâlnit un șampon care să își facă treaba atât de bine. Asta e preferatul meu și, ca să știți, să nu dați foarte mulți bănuți pe el, îl puteți achiziționa de pe Notino când au ei promoția aceea cu 29 de lei. Eu așa fac, este varianta de 250 de ml, au și varianta de 1 litru, dar până acum nu mi-am luat-o. Eu îl pun în coș pe acesta când este la 29 de lei, pun cu acel cod de transport gratuit pe care îl mai am până la sfârșitul lunii decembrie și îmi dau comandă. Dar dacă vreți codul acela, să-mi scrieți în comentarii că o să vi-l dau și vouă, bineînțeles, pentru că de aia sunt aici să vă ajut să vă alegeți lucruri și, dacă se poate, la un buget cât mai micuț. Așadar, primul lucru, de fapt al doilea, dar primul din pungă, este acest șampon care v-am spus să-și face o treabă excepțională. Al doilea lucru este acest gel de duș de la Trezorii d'Oriente, unul dintre produsele mele preferate din ce o să vă prezint aici. Cred că gelurile de duș de la Trezorii d'Oriente sunt în top 3 preferatele mele. Dacă ar trebui să fac un top, aș lua într-o ordine complet aleatorie în primul rând, dar cred că ar fi Trezorii d'Oriente, Yves Rocher, Cottage, dacă n-ați auzit, o să vă prezint în clipul cu favorite caure, urmează după acesta, și cele de la Nivea sunt
câteva dintr-o gamă, o să vă prezint unul mai acuș. Dar ca să trecem la acest gel de duș, este acesta cu ulei de argan, parcă, da, și ceva flori. Miroase foarte bine, este un miros de toamnă și dacă nu ați încercat până acum gelurile, vă sfătuiesc să o faceți. Le găsiți în DM, dar la un preț cam piperat, 15 lei, deși își merită banii pentru că sunt niște produse foarte luxoase. Să știți că aceste geluri de duș sunt mai mult ca un fel de ulei, ceea ce e foarte bine, mai ales în perioada rece, pentru că ele hidratează pielea și nu usucă absolut deloc. Eu am probleme cu pielea extrem de uscată, dar vă zic, aceste geluri de duș fac o diferență totală la ceea ce înseamnă duș, baie sau ce vreți voi. Puteți să-l folosiți și pe bază de spumant, deși nu face extrem de multă spumă, fiind mai mult un ulei, dar să știți că mirosurile sunt atât de luxoase și atât de frumoase. Le găsiți în Kaufland, cred că la un preț mai ok, sau în Ocean, cred că și în Ocean. Eu le iau de la un magazin de la noi din Bacău, Tis, nu știu dacă aveți, le găsesc acolo cu 8 lei 90, ceea ce mi se pare o foarte mare afacere. Ups. Puteți să le și agățați așa ca să vă fie mai ușor, vă zic, produsele lor sunt așa luxoase, știu că au și parfumuri, încă nu am încercat, dacă ați încercat voi să-mi scrieți în comentarii, că sunt tare curioasă, sincer mă tentează de fiecare dată când merg printr-un DM sau printr-un Kaufland. Apoi mai am aici două borcănașe și o să vi le prezint pe fiecare în parte. Mai întâi am terminat crema aceasta, crema mea preferată de corp, ca să zic așa. Bine, ea este și pentru față, este crema de la CeraVe, hidratantă, fără parfum, fără parabeni, fără alcool, fără toate prostiile și toți factorii iritanți în ea. Este o cremă extrem de bună, este foarte bună pentru călcâile uscate, pielea extrem de uscată, mâini nu rămâne grasă, este crema cea mai faină și o găsiți la un preț foarte bun pe Spring Pharma sau pe Helpnet. Eu doar acolo îmi dau comenzi pentru că în rest am văzut niște prețuri 60-70 lei. Eu am luat-o și cu 38, sincer. Și foarte, foarte bine treaba, ține câteva luni bune. Eu sunt oarecum dependentă de ea. Îmi place foarte, foarte mult, așadar vă recomand, vă știți deja că e printre preferatele mele. Iar dacă aveți probleme cu călcâile crăpate groaznic, cu palme, eu i-am luat-o chiar și mamei mele și are foarte multe crăpături în palmă. Și să știți că reface foarte bine. Știu că are mai multe ingrediente bune, printre care mai multe tipuri de ceramide. Pentru ten este o relație de love-hate. Mie una nu pot să zic că îmi place, dar sunt și persoane care o folosesc. Așadar, faceți după cum doriți, dar eu vă recomand măcar pentru corp. Al doilea lucru este acest scrub Coco Glam de la Hello Body, pe care vi-l prezentasem eu într-un clip prin vară, cred. Eu l-am luat la o mega mare reducere pentru că, sincer, nu-și merită banii pentru cât de scump este. Vine undeva la 110-120 de lei, între 100 și 120, nu mai știu exact. Eu l-am luat la jumătate de preț sau ceva așa pentru că este extrem, extrem de scump și nu poți să zici că este un produs wow, adică da, este un produs luxos, după cum miroase. Miroase a cocos, este un miros îmbietor, dar vine într-o cantitate micuță, adică are 250. Da, 250, nu, 200, 200 de grame. Practic e zahăr roz cu miros de cocos și ce nu mi-a plăcut la el, își face foarte bine treaba, exfoliază 10+, lasă o piele extrem de catifelată, dar ce nu mi-a plăcut la el este faptul că are așa cumva niște particule, pe lângă zahărul pe care îl conține, niște particule roșii care efectiv nu se dau jos de pe piele, adică te chinui să te curăți și trebuia să pun gel de duș și după să frec așa puțin pielea ca să poată să se ducă și nu știu că am mai auzit că în unele scrub-uri ar pune cumva niște lucruri care ar polua mediul înconjurător. Și sper că nu au, eu am auzit despre produsele astea numai lucruri bune, cum scrie și pe spate, că nu sunt testate pe animale, că sunt din produse naturale, așadar sper să nu facă vreun rău mediului, oricum nu mai am de gând să-l recumpăr, pentru că este foarte, foarte scump și zahăr găsim pe toate drumurile, plus că o să vă prezint eu în favoritele toamnei niște scrub-uri foarte faine și ieftine din Kaufland sau din DM, puteți să le găsiți oriunde. În concluzie, este un scrub bun, dar nu l-aș recumpăra. Dar dacă vreți să-l testați și să vedeți cum este, urmăriți reducerile pe Hello Body, pentru că la preț întreg este moartea buzunarului. Am mai terminat aceste tablete efervescente Corega și da, nu sunt vreo băbuță sau ceva, dar port și eu gutieră, ce să vedeți, după ce purtați aparat dentar, cred că știți dacă ați purtat sau dacă urmează să purtați, v-ați informat și știți că trebuie să purtați gutieră, care trebuie și ea spălată, pentru că stând în gură, o scoatem, iar o punem și tot așa, trebuie spălată măcar o dată pe zi. Eu le folosesc pe acestea, tablete efervescente Corega, le iau din Kaufland sau de la Dr. Max, pentru că
îndemeia un preț foarte, foarte mare și îmi plac foarte mult, curăță super bine. Am mai încercat o variantă tot de tablete efervescente de la Dr. Max și nu prea m-am mulțumit, nu au curățat atât de bine. Vă le recomand pe acestea, să știți că cred că la cel mai bun preț le găsiți în Kaufland, dacă nu mă înșel, sau mai au ei promoții la Dr. Max. Cam asta e. O să vină și clipul despre aparatul dentar, vă promit, pentru că știu că am tot zis că îl filmez. Dacă nu în decembrie, pentru că facem vlogmas, da, facem vlogmas, măcar o să vină în ianuarie clipul, sper să vă ajute pe unii dintre voi. Am înțeles că mai sunt câteva fete, doamne, care vor să-și pună aparat dentar și vor mai multe informații. Eu sunt gata să vi le ofer din propria mea experiență. Ca să trecem la alte lucruri, am terminat acest balsam de păr de la Balea, cred că din această gamă am și uleiul, știu că este și mască de păr. A fost un balsam pentru păr cu keratină de 200 de ml. Prețul este extraordinar pentru... Na, pentru un balsam, pentru că eu acum folosesc niște produse de la Milk, cei care sunt preferatele mele, și nu se compară absolut deloc. Acelea sunt, se vede că sunt high-end, pentru că fiind mai scumpe, nu că ar conta, dar pentru părul meu fac o diferență mai mare decât a făcut acest balsam. Își facea treaba, dar nu pot să zic că hidrata excepțional de mult. Mie oricum cred că îmi trebuie o mască decât, mai degrabă decât un balsam, dar pentru un păr normal care are nevoie și el de puțină hidratare acolo, puteți să cumpărați acest balsam. Cred că a fost până 15 lei, 10-15 lei pe acolo și a făcut treaba. Hidratează, descurcă părul așa cum promite, dar nu este wow, adică pentru părul meu care e moarte, e unul dintre cele mai complicate tipuri de păr, din câte am înțeles că au întâlnit oamenii la care am fost eu la tuns și l-a făcut părul. Nu vă zic că a fost groaznic să-mi fac părul de mireasă, din cât păr am eu în cap și la ce fel de păr, fin, subțire, uscat, nu, groaznic. Dar balsamul acesta este unul foarte bun pentru un păr normal. Aici aș încadra eu, este cu keratină și cred că are mai multe ingrediente, are și acid lactic, glicerină, miroase foarte plăcut, să știți, îl găsiți în DM. Ce-am mai terminat a fost acest șampon, pe care știu că l-am introdus în favorite, dar acum am niște lucruri răuțe de spus despre el, pentru că m-am plictisit groaznic de el, m-am chinuit efectiv să-l termin. El miroase foarte frumos, miroase a vară, efectiv a vară, mă duce cu gândul acolo. Miroase a citric, a mango, foarte mult a mango, a tropical, așa cum scrie aici. Este un șampon care are niște ingrediente foarte bune, nu că ar conta, dar șamponul trebuie doar să curețe. Dar are niacinamide, are acid lactic și este la un preț foarte bun. Ce m-a determinat pe mine să spun niște lucruri mai puțin frumoase despre el este cantitatea. Vin la o cantitate foarte mare, plus că în ultimul timp aveam impresia că mi-o sucă firul de păr, deși inițial simțeam că mi-l lasă destul de hidratat. Acum nu știu, să fi fost doar părul meu, dar și iubitul meu a avut aceeași părere, pentru că l-am rugat efectiv pe el să termine șamponul ăsta, pentru că venise deja toamna și voiam și eu alte mirosuri, banană, caramel, o să vă prezint în favorite niște produse, doamne, excepționale pentru păr și corp, să vă răsfățați și voi toamna, iarna asta. Bine, iarna, pentru că toamna cam trecut, dar ca să știți să-l găsiți de mine la un preț foarte bun și dacă nu aveți probleme să vă plictisiți de un produs sau aveți un păr normal, eu vi recomand să-l încercați, nu aveți absolut nimic de pierdut. Dacă ați urmărit clipul meu cu desfacem, nu, unboxing, Notino, Q Cosmetice Coreene și Spring Pharma, ați văzut că de la Q Cosmetice Coreene mi-am luat eu mai multe măști și le-am folosit pe acestea două de la... din gama cu Melk de la Alicia Coi și nu vă zic cât de mult au putut să-mi placă. Deci sunt extraordinare măștile astea, lasă tenul atât de calmat. Eu știam că extractul de Melk are această proprietate de a calma tenul și de a reduce roșiața și am făcut un experiment, nu că aș fi vrut să-l fac, dar așa s-a nimerit. Mi-am scos într-o seară, mi-a ieșit să iau un guguloi aici și bineînțeles că eu nu mă pot abține și l-am stors acolo foarte bine, mi s-a umflat efectiv toată zona, s-a înroșit foarte tare și abia mă exfoliasem pe ten și ce am zis? Haideți să-mi hidratez puțin tenul, să-mi-l răsfăț, pentru că l-am chinuit destul și mi-am pus o mască din aceasta. Am stat cu ea cât scrie, 10-15 minute, nu mai știu exact, dar după ce am dat-o jos, efectiv roșeața se dusese de tot, tenul meu se calmase și a doua zi, după ce folosesc masca, chiar și a doua zi, prima zi și a doua zi, cam așa, nu mai am atât de multă roșeață pe ten. Eu sunt o persoană care are destul de multă roșeață hormonală pe ten. Nu știu voi cum sunteți, dar eu mai ales în perioada rece, asta se întâmplă, dar cu aceste măști, vă zic, fac toată diferența, hidratează, au un parfum plăcut în ele și nu mi-a iritat tenul absolut deloc și am înțeles că extractul de melc este foarte bun pentru calmarea tenului
iritat, sensibil, predispus la acnee. Am auzit fete care cu gama aceasta cu extract de mac de la Q Cosmetice au reușit efectiv să scape de acnee, ceea ce mi se pare super wow. Deci dacă vreți să le încercați, să știți că le găsiți pe Q Cosmetice coreene și vă zic, fac o diferență majoră pentru ten, adică e altceva, cred că e masca mea preferată. Tot de la balei am mai terminat acest gel de duș, l-am terminat de mult pentru că produsele acestea le strâng din vară, de când am filmat ultimul clip cu produse terminate. Este un gel de duș de la Balea din gama aceea, din ediția limitată de vară. Nu mai știu sincer ce miroase. Da, miroase a toată vara mea, asta știu. A, gata, este cu piersică, da, ceva piersică și flori. Are un miros foarte fake și foarte fad de piersică. Piersică din aceea care este pusă în prăjituri, în cornuri, super mega ultra procesate, adică nu este un miros cu adevărat mâncabil. Cum din nou știu că vă ameninț oarecum, dar o să vă prezint eu produsele mele favorite. Am descoperit niște geluri de duș, doamne, ceva ce chiar zici că mănânci atunci. Adică dacă este cu caramel, zici că muști din caramel. Aici n-a fost cazul, gelurile de duș de la Balea mi se par mediocre, pentru că așa sunt, nu știu, asta e părerea mea, înțeles că sunt persoane care adoră gelul de duș, mie mi se pare gelul de duș care mă spăl cu el, dar la un moment dat oricum mă satur, indiferent cât de frumos ar mirosi, miroase a ceva chimic, a ceva care nu e natural și pe deasupra mai și usucă foarte tare pielea. Nu știu, am încercat mai multe variante. Dacă aveți voi o variantă care chiar hidratează pielea, vă rog să-mi scrieți în comentarii ca să nu-mi dau cu părerea despre toată gama de geluri de duș de la Balea. Dar până acum asta a fost părerea mea despre acest gel de duș și m-am chinuit, să știți. Deși vine la 300 de ml, m-am chinuit să-l termin. Dacă tot este să vorbim de geluri de duș, să vă prezint acum un gel de duș cu adevărat fain, pe care l-am terminat tot așa, el miroase avară, țipă avară, cred că l-am terminat pe la începutul lunii septembrie. Este un gel de duș de la Nivea. Sincer, această gamă de la Nivea îmi place și mie, restul celelalte nu prea îmi plac, dar gama asta îmi place. Este un gel de duș cu pepene și lapte de cocos, un gel de duș atât de hidratant și de mâncabil, efectiv țipă avară, miroase și acum toată punga, miroase a pepene. A fost un gel de duș foarte hidratant și acum m-am murdărit puțin pentru că m-a mai rămas pe capac, vă dați seama, inevitabil. Și efectiv este foarte hidratant, lasă pielea extrem de fină, de catifelată, doamne, e o nebunie gelul ăsta de duș și să știți că îl găsiți și în DM, dar la un preț exagerat, eu din Kaufland l-am luat. Vreau să mai încerc și alte mirosuri și texturi, dar am văzut că cei de la Nivea se duc puțin în zona asta de primăvară, vară, mai mult nu prea am găsit un miros de toamnă care să-mi placă, dar dacă vreți să-l încercați, să știți că este extraordinar. Am mai terminat acest, bine, terminat slash l-am dat deoparte pentru că și-a schimbat mirosul și textura, dar este vorba despre acest SPF pe care știu că l-am introdus tot așa în produsele favorite. Este SPF 30 de la Altruist, un SPF care vine într-o cantitate de 200 de ml, m-am chinuit să-l termin. Problema cu el a fost că eu l-am deschis în aprilie. Și aici scrie că e valabil un an de zile, 12 luni, ca la orice SPF. Am mai avut un SPF pe care l-am folosit pe parcursul unui an întreg. Doar că pe la începutul lui septembrie își schimbase complet textura, de fiecare dată când îl aplicam pe față se decojea, se făceau așa niște mici burbunele, începuse să-și schimbe mirosul. Și acum miroase extrem de urât, deși el avea un miros normal de cosmetice, pentru că nu are parfum absolut deloc în el. Îmi plăcea că nu mi-irita tenul. Eu aveam așa o impresie că îmi provoacă niște burbunele, niște coșuri, nu din acelea puternice, dar practic îmi provoca niște burbunele pe frunte și ceea ce nu prea îmi plăcea, dar îl foloseam. După ce am scăpat de el, să știți că chiar am descoperit că el chiar făcea burbunelele acelea, deci nu știu, nu cred că mai am o părere atât de bună despre el, dar dacă aveți un ten care nu are absolut deloc nicio problemă, nu se ridică la nimic, nu face coșuri, un ten normal care nu e nici foarte uscat, dar nici gras, pe ten gras asta nu merge, e moartea, dar să știți că este un SPF foarte bun, eu l-am folosit toată vara, îl recomand doar dacă nu aveți un tren problematic sau gras. Și să aveți grijă cu el că schimbă mirosul în timp. Am mai terminat bigurile mele preferate pe care le găsesc în Kaufland. Povestea cu bigurile astea e cam următoarea. Cred că când eram prin clasa 12 am suferit de puțină foliculită, eu nu sunt o persoană păroasă, dar nu știu, pur și simplu am reușit să fac foliculită de la niște biguri care nu aveau niciun fel de ser în ele. Astea vin cu ceva aloe vera care hidratează pielea și nu irită atât de mult. Să știți că le găsiți la un preț bun, v-am spus, în Kaufland și să luați varianta aceasta 4 plus 2. Practic aveți 6 biguri, cred că are un preț de vreo 19 lei, înainte eu găseam cu 16,50 lei, dar viața este scumpă, ce să-i faci.
Și am început de atunci să le folosesc și sunt cele mai bune biguri. Acum am luat în sfârșit altele la testat după mulți ani. Am luat ceva de la Venus, o să vă țin la curent cum mi se par și dacă îmi plac. O să le introduc, bineînțeles, în favorite sau în produsele terminate următoare, dacă mai vreți să vedeți astfel de clipuri. Bineînțeles, îmi scrieți în comentarii și să-mi spuneți, vă rog, ca o mică paranteză, să-mi spuneți dacă vreți să vedeți genul ăsta de clip cu produse terminate mai des sau mai rar, dacă vreți să vedeți și produse terminate din acestea, mâncare, efectiv, a produse terminate alimentare. Sau dacă vreți să nu mai vedeți deloc, să-mi spuneți. Mie îmi place să le filmez, dar dacă vă nu vă place, să-mi scrieți în comentarii feedback-ul vostru. Și acestea sunt bigurile pe care eu le-am folosit până acum și probabil o să mă reîntorc la ele, indiferent ce o să-mi placă. Eu nu prea pot să mă epilez cu epilatorul. În clasa 12 am tot susținut are că vreau un epilator și când mi-a cumpărat iubitul meu, l-am folosit ceva timp și după mi-am dat seama că nu mi se potrivește deloc. Mereu mă doare efectiv pielea și nu suport, sunt sensibilă. Știu că cel mai bine ar fi să facă o epilare definitivă și chiar vreau să fac. Dacă aveți experiențe cu epilarea definitivă, să-mi scrieți în comentarii sau dacă recomandați un anumit salon, să-mi spuneți, pentru că sunt foarte curioasă de epilare definitivă și chiar mă tentează. Apoi, un deodorant pe care l-am terminat este acesta de la Dove, care după părerea mea tot așa miroase a vară, pentru că mi-amintește foarte mult de vară, dar cred că este un deodorant care merge foarte bine primăvara și vara, un deodorant care e fără alcool, să știți, și conține ceva apă de orez și floare de lotus. E un miros atât de feminin și atât de purtabil și să știți că persistă atât de mult. Mie îmi plac doar deodorantele de la Dove, nu cred că... Nu am alt deodorant preferat, cam toate îmi plac ca și miros. Cel mai mult l-am folosit pe acela cu castravete, mai ales în liceu, doamne, cred că am abuzat de el. Dar acum văd că tot scot variante și aceasta mi se pare atât de feminină și atât de, nu știu, parcă plutesc pe un norișor. L-am luat din DM, dacă mi-amintesc, în Kaufland n-am găsit varianta asta. Acum, ca să schimbăm puțin registrul, lăsăm produsele de îngrijire și produsele de skincare puțin deoparte, o să trecem la ceva random care se află aici în punga de produse terminate și este vorba despre o lumânare extrem de frumoasă și de feminină, care miroase a lăcrămioare din acelea de curte. O lumânare pe care eu am luat-o doar cu 16 lei din Sinsay și și-a făcut treaba din primvară. M-am tot chinuit, sincer, să o termin prin august, începutul lui septembrie, pentru că voiam să trec și eu pe alte mirosuri de biscuiți, turtă dulce, scorțișoară. Este un miros atât de feminin și atât de... Miroase curat, efectiv, și alăcrămioare în acelea din curte. Dacă voi ați avut, eu beam când eram mică. Fix așa miroase, nu persistă foarte tare sau să zici că ținundă, efectiv, camera, dar și acum miroase destul de tare, miroase în pungă și e goală, efectiv, e goală. Am terminat-o ars până... Efectiv, nu am mai avut ceară și îmi place foarte mult. Să știți că le găsiți în Sinsay, spre deosebire de alea din Pepco, care alea, sincer, am avut cu măr, cu pară, cu scorțișoară, cu vanilie, cu orice am avut. Nu au mirosit deloc după... Și așa, dacă făceai, efectiv nu mai miroseau deloc. Astea la Sinsay sunt ceva mai bune, cel puțin pe asta pe care am încercat-o eu și știu că aveau mai multe variante. Dacă vă tentează, le găsiți acolo la un preț extraordinar. Să trecem puțin și la igienă dentară, pentru că și aceasta contează, zâmbetul este cel mai important pentru toți. Am terminat această ață dentară din Lidl, pe care m-am chinuit, sincer, să o termin. Este de la Dentalux, varianta cu albastru. Știți că preferata mea este varianta cu portocaliu, care se expandează în contact cu gingia și efectiv nu sângerez deloc. Asta era mult mai subțire și am zis, oh, perfect, o să intre ideal între dinții mai lipiți. Eu nu prea am probleme, dar iubitul meu are probleme cu dinții foarte lipiți și am zis că o să fie super bună. De unde? A fost un calvar, de fiecare dată când ne dădeam cu ea mai mult, tăia gingia, mai ales lui, eu nu prea aveam probleme, dar nu, o ață dentară foarte proastă, știu că aici ar trebui să fie doar despre păreri bune, dar vă zic, nu dați bani pe ea, pentru că, bine, nu e scumpă, dar nu-și face absolut deloc treaba așa cum promite și mai vine și într-un ambalaj cu două din astea și fiecare are 80 de metri. Deci, efectiv... Am murit toată vara chinuindu-ne să terminăm ața asta dentară. Dacă o găsiți pe cea portocalie, luați-o. Pe asta v-aș recomanda să o ocoliți, acum depinde de preferințele fiecăruia. La capitolul ață dentară am terminat și acest mini de ață dentară pe care l-am tot folosit în luna de miere. Este o ață dentară de poșetă. Este de la Dontodent din DM, o găsiți acolo, are 12 metri, este foarte micuță și vine la un preț destul de mare pentru cantitatea ei. Este 5 lei, dar vă zic că își face treaba dacă o țineți în poșetă mereu când vă deranjează ceva. E foarte simplu să o scoateți, mergeți într-un loc și ați terminat problema, adică nu stați să vă chinuiți. E foarte faină și mie îmi place tare mult.
Ups, am scăpat-o. Dar înțelegeți voi, îmi place tare, tare mult pentru că e așa micuță și își face treaba bine. Se expandează și ea și nu taie absolut deloc gingia. Apoi mai avem două ape de gură. Vă dați seama că în perioada asta am ternat mult mai multe, dar am păstrat așa cât un model din fiecare să vă arăt. Și am zis că de acum nu le mai introduc în produse terminate pentru că vi le-am tot arătat. Sunt apele mele de gură preferate. Prima și prima oară am ternat-o pe asta, o varianta albă de la Don Todente. Ea vine la 8,50 lei. Tot așa este fără alcool, o apă dentară. O apă de gură care curăță foarte bine. Varianta albă nu mi-a plăcut absolut loc pentru că, nu știu, are un gust extrem de ciudat și de scârbos. Varianta albastră, la fel, un gust ciudat, tare și o senzație foarte aiurea pe dinți, dar sunt ok față de altele pe care le-am încercat și astea au fost ok, dar preferata mea rămâne pentru totdeauna preferata noastră, aceasta la doar 5 lei, este varianta cu verde, cred că se vede acolo pe fund, am ternat vreo 2-3 de atunci și zilele trecute am ternat încă una, ne-am făcut stoc, am dat într-o zi comandă prin Food Panda de la DM și ne-au venit efectiv acasă, foarte simplu. Am luat vreo 4, cred, să avem. Ne-am făcut efectiv stocul ca să nu mai mergem mereu pentru apă de gură să cumpărăm. Și să știți că e foarte, foarte bună apa asta, aș face treaba ideal, poți să o folosești vreo 2-3 ori pe zi, noi abuzăm practic de ea. Și cam atât, să nu vă mai bat la cap pentru că am tot prezentat apele astea de gură. Ca să trecem puțin și la registrul make-up, am aici două rujulețe să vi le arăt. Primul este de la NYX în nuanța Cape Town. Acesta este un nude foarte frumos pe care m-am chinuit foarte tare să mi-l iau prin vara anului 2019, cred. Nu l-am terminat 100%, dar la un moment dat trebuie să arunci produsele cosmetice pentru că și-a schimbat mirosul, chiar asta s-a întâmplat cu el. Este un nude foarte frumos, dar din păcate pentru mine rujurile de la NYX nu rezistă pe buze. Prima oară când ai pupat bunica, pisica, iubitul, ai băut niște apă, ai băut o ciocolată caldă, ai mâncat și tu un orez sau ce ai mâncat ca omul, s-a dus efectiv, se decojește și, nu știu, e mai puțin rezistent și decât creionul ăsta pe care l-am eu pe buze. Eu în ultimul timp mă dau doar cu creion de buze și efectiv rezistă și stă țapă în acolo. Dar rujul ăsta una nu mi-a plăcut ca și rezistență și nici consistența, parcă se decojește așa de pe buze și am zis că nu mai îmi cumpăr rujuri de la NYX, oricât de mult aș auzi în online, sincer nu mi se pare atât de bun, dar ca să știți, poate vreți să-l încercați, nu dați bani pe el pentru că vă arăt eu acum o variantă bună. O variantă care nu știu sincer dacă se mai găsește în DM, eu am luat-o înainte de BAC, eu am dat BAC în 2019, vă dați seama, este un ruj de la Essence, nu mai știu în ce nuanță vine, e tot așa mat, dar cred că scrie pe aici, 01 Dusty Romance, foarte, foarte fain rujul, lasă un finish așa mat și totuși nu usucă super tare buzele, într-adevăr trebuie să fie hidratate ca să nu usuce, dar cred că asta se întâmplă la fiecare ruj mat și este mult mai bun decât celălalt, într-adevăr este puțin mai închis decât cel precedent pe care vi l-am arătat de la NYX, dar își face treaba mult mai bine. Rezistă, poți să mănânci și ulei, efectiv, că știți că rujurile astea mate se duc la contactul cu ulei. Ei bine, ăsta foarte puțin se duce dacă mănânci o cantitate mare de ulei, dar eu am mers la date-uri cu ei, am mâncat pizza, am mâncat mâncare și efectiv a stat țapă în acolo și l-a pupat pisici, bunici și toate alea, să știți că rămâne pe buze, nu aveți absolut nicio treabă. Deci vă recomand 100% pe ăsta, nu știu dacă se mai găsește pentru că nu l-am mai căutat, sincer. Apoi, mai am un produs, nu, mai am două produse din câte văd aici pe picioare, produse de machiaj. Am terminat acest rimel Wonder Lash XXL de la The One. Este un rimel de la Oriflame. Apropo că de curând mi-am dat comandă de mai multe produse de la Oriflame. Dacă vreți să vedeți genul ăsta de clipuri cu produse de la Oriflame, ce mai îmi comand eu, pentru că de curând m-am băgat și eu în treaba asta. Băgat e mult zis. Îmi dau și eu comenzi ca omul de pe site-ul Oriflame și să știți că chiar îmi place. Mi-am luat multe lucruri faine, așa că dacă vreți să aflați ce și cum să-mi spuneți, poate o să vi le prezint în Vlogmas. Rimelul ăsta mi-a plăcut foarte mult, l-am aruncat pentru că nu că n-ar mai fi bun, dar au trecut cele 3 luni de când l-am desfăcut. Este un rimel care nu lipește absolut deloc genile, oricum eu am o părere foarte bună despre produsele de la The One, de sprâncene și de gene. Părerea mea că n-ar trebui să dăm foarte mulți bani pe un rimel, oricum rimelul l-arunci după maximum 3 luni. Acesta este foarte fain, îmi place și acum sunt dată tot cu un rimel de la Oriflame pe care abia mi l-am cumpărat. Dacă o să-mi placă suficient de mult pe parcurs, o să-l introduc în favorite sau poate o să facem un clip doar despre produse Oriflame, să vedem ce părere aveți voi.
un alt produs care vine seara cu vai, mama lui, vine într-o pungă, l-a pus iubitul meu aici pentru că să nu mai curgă din el, este fondul de ten preferatul meu de la L'Oreal, True Match, un fond de ten foarte fluid, care nu încarcă absolut loc porii, este un fond de ten hidratant pentru un ten uscat și normal merge pentru tenul gras. Este moartea, exact cum am mai spus, nu acoperă 100%, adică nu e din acela full coverage, dar este buildable, adică poți să pui cantități și să tot construiești unde vrei acoperire. Mie îmi place foarte mult, îmi lasă tenul să respire. Am auzit oameni cărora nu le place pentru că zic că se duce, dar dacă îl fixezi cu pudră nu se duce dacă ai tenul normal sau mai ales uscat. Eu nu-l fixez și tot rămâne pe față foarte bine. Îmi place extrem de mult și de ce îl vedeți așa este pentru că cu 2 săptămâni înainte de nunta mea am fost în Republica Moldova la nunta prietenei, unei prietene de-ale mele. Și am spus eu altei prietene că o să iau eu fondul de ten să ne machiem împreună. Numai bine eu îl întinsesem pe față și când a ajuns să-l folosească și ea, ne-am dat seama că efectiv s-a cam terminat fondul de ten și nu mai am și am intrat în panică pentru că trebuia să ne machiem singure pentru nunta respectivă, că așa ne-am dorit noi. Și l-am rugat pe iubitul meu să desfacă capacul ca să luăm tot, efectiv, să luăm și ultima picătură și săracul a făcut acolo numai fond de ten, s-a făcut pe haine, mă rog, a fost o experiență tare amuzantă, dar imediat cum am ieșit la vamă, am intrat în duty free și mi-am luat altul pentru că nu pot să stau fără fondul ăsta de ten. Raport calitate-preț excepțional, îl găsiți la cel mai mic preț pe Notino și am cam terminat cu poveștile, dar ca să știți, este un fond de ten foarte, foarte fain. Am tot primit feedback-uri de la oameni care l-au încercat și chiar e super fain, vi-l recomand. Acum, posibil să nu vi se potrivească, asta se întâmplă tuturor. La capitolul skincare avem foarte multe produse pentru că știți că eu sunt amatoare de skincare și așa că o să mai iau să mai prezint și produse de skincare. Am terminat acest SPF, noi am terminat eu și iubitul meu, acest SPF 50 de la Revox care spune el că e cu acid hialuronic. Eu am citit ingredientele și ce să vezi, nu văd unde e acidul hialuronic. Adică are multe ingrediente, dar poate e sub o altă denumire pe care nu o cunosc eu. Până la urmă nu sunt medic dermatolog să știu toate ingredientele, dar părerea mea despre el. Are parfum așa cum am așteptat, provoacă coșuri, are o consistență foarte ciudată, rămâne ca un fel de unt pe față. I l-am dat și unei prietene de-ale mele să-l testeze, nu i-a plăcut nici ei, a zis că rămâne efectiv ca o cremă din aceea unsuroasă pe ten. Nici iubitul meu nu i-a plăcut atât de mult, l-am rugat pe el să-l termine. Are un miros plăcut de flori, dar vine așa cu o culoare galbenă ciudată și consistență foarte ciudată. Am auzit persoane cu tenul gras care l-au adorat, mie una nu mi-a plăcut. Iubitul meu a zis că e ok, dar a întâlnit altele mai bune. Mie nu mi-a plăcut, nu îl recomand absolut deloc, dar ca să știți, îl găsiți pe Douglas la 30 de lei, 30 de mililitri. Prețul este bun, dar nu, mie nu mi-a plăcut absolut loc, până la urmă aici vă zic părerea mea. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că una dintre cremele mele preferate este aceasta cu acid hialuronic de la Isntree, o cremă de ten foarte hidratantă, foarte faină, vine mai mult ca un gel. După cum vedeți, îmi place extrem de mult, încât eu nu las nicio picătură, efectiv nicio picătură din cremă. O găsiți pe Isntree la un preț ok la reducere, nu atât de ok când e la preț întreg, adică ea costă undeva la 100 și ceva de lei, cu tot cu transport ajungeți la 120 de lei, are doar 100 de mililitri și poate pentru unele persoane pare mult și pentru mine este mult, de ce să vă mint, dar ca să știți, crema asta o vă ține, cred că am în jur de 2 luni, adică eu prima oară am luat-o anul trecut în decembrie și am tot recumpărat-o și vă ține destul de mult, adică dacă vreți să investiți în ea, așteptați reducerile, o găsiți în jur de 80 de lei, vă dați comandă și este o cremă foarte bună pentru tenul uscat, deshidratat, în perioada asta rece, într-adevăr pentru mine, care am un ten destul de uscat, mai ales acum, este puțin cam puțin, dar dacă o folosiți în perioada caldă sau dacă aveți un ten normal, își face foarte bine treaba, vine cu mai multe tipuri de acid hialuronic. Eu vă recomand să aplicați pe tenul puțin umed, pentru că acidul hialuronic practic așa se aplică și beneficiază mai multă hidratare. De ce nu? Toată lumea își dorește acest lucru. O găsiți pe Isntree. Încă o cremă pe care am terminat-o este aceasta, una dintre preferatele mele de la Yves Rocher. Este o cremă cu mușețel. Vedeți, și asta îmi place atât de mult încât am tăiat-o, nu atât, n-am tăiat-o foarte tare ca pe cealaltă, dar am luat efectiv tot din ea. O cremă pe care o găsiți la 65 de lei, cred, are 50 de mililitri, nu își merită banii la preț întreg, adică își merită pentru că este o cremă bună, dar cam prea mulți bani pentru 50 de mililitri, se termină foarte rapid cremuța asta, spre deosebire de cea de la Isntree. Este o cremă tot așa foarte lejeră, ca un fel de gel.
Pentru un ten foarte uscat e posibil să nu fie suficientă, dar pentru un ten normal, gras, este foarte faină și ce-mi place cel mai mult la ea e că are mușețel și calmează tenul, calmează ca și extractul de melc, efectiv, îl calmează imediat și roșiața se duce așa dacă o folosiți mai multe zile la rând și vă recomand să așteptați reduceri. La Yves Rocher o găsiți în jur de 30 ceva, 40 de lei, așa se merită. Încă două produse, am descoperit recent un brand de la noi din țară, adică este un brand românesc care este din Oradea și face produsele cu apă termală de la Băile Felix. Este un brand care îmi place atât de mult, iar eu dacă am ocazia să cumpăr de la un brand românesc, bineînțeles că asta fac. Prefer de 1000 de ori decât să cumpăr de la branduri din afară, nu că n-ar fi bune, dar până la urmă îi susținem pe ei noștri și am descoperit o gamă destul de mare de produse, o să vă mai prezint și prin favorite sau prin vlogmas niște produse foarte faine de la ei, dar între timp am terminat două, le am aici. Prima și prima oară este vorba despre o cremă cu uree pentru mâini, așa vine ea. Găsiți pe site-ul de la Synergy Therm, dacă vă interesează o să vă las eu în comentarii exact site-ul, să știți că ei acum au și ceva o promoție, parcă că mi-am dat eu comandă luna trecută, aveau o promoție, primeai o apă termală gratis, acum primești o cremă de ochi gratis la comenzi de peste 150 de lei și parcă ai și transportul gratuit, ceea ce mi se pare super, super fain, dar acum să revenim la cremuța noastră, este o cremă de mâini cu uree, nu lasă finish gras și eu am luat-o mai mult pentru că e așa micuță, are 75 de ml și o pui efectiv în geantă și o iei peste tot. Am avut-o în luna de miere și mi-a plăcut tare mult, atât de mult încât am recumpărat-o să o fac a două mai multor persoane și prețurile lor sunt destul de faine, să știți, mai ales acum având reduceri toată luna noiembrie, parcă și în decembrie, nu știu. Eu am dat un jur de 12 lei pentru crema asta care hidratează și catifelează mâinile ca nimeni alta, adică este o cremă atât de fluidă și intră atât de repede în palme, nici nu o simți, dar totuși le simți mâinile foarte hidratate, foarte faină cremuța asta, îmi place tare mult și tot de la ei am terminat produsul acesta, este o mască, exfoliantă cu argilă verde, argint coroidal și acid salicilic. Este o mască pentru cei care vor măcar o dată sau de două ori pe săptămână să-și exfolieze tenul. Am înțeles că decongestionează porii, îi lasă să respire și practic scoate tot ce adunăm noi pe parcursul zilelor în pori și este o mască foarte bună pentru ten gras, ten uscat, ten mixt. Deci eu o cremă care cumva nu irită și împacă toate tipurile de ten. O aplicați pe ten, are așa o culoare verde amuzantă, o țineți cam 10 minute pentru început, eu am ținut-o până la 30 de minute și nu m-a deranjat absolut deloc, nu mi-a deshidratat tenul, nu mi-a făcut absolut niciun rău, nu mi l-a iritat, dar o lăsați inițial 10-15 minute, o dată de două ori pe săptămână și vă zic, tenul vostru o să se simtă atât de catifelat, atât de fin, ajută și la combaterea punctelor negre, asta e cel mai fain și cel mai important, scăpați de punctele negre de pe nas, ajută și la decongestionarea porilor, v-am spus și practic aveți mai puține șanse să faceți coșuri, foarte fain dacă folosiți cu regularitate și nu trebuie să puneți o cantitate foarte mare, să știți că îți face treaba. Cum o aplic eu? Pun o cantitate destul de ok, mai mult în zona T sau unde știu că mi-s coșuri, pun și unde am porii mai dilatați, ca să zic așa, și puncte negre, o las 10-15 minute, bine că nu uit, o las și mai mult, după care iau niște dischete demachiante cu apă călduță, șterg fața, apoi clătesc și bineînțeles vin cu celelalte produse de skincare. Dar dacă vreți o rutină updatată de skincare a mea, să-mi spuneți în comentarii, doamne, am răgușit la cât de mult am vorbit, dar să-mi spuneți acolo și bineînțeles că eu o să vin și o să vă explic cam cum folosesc eu produsele sau cum s-a schimbat tenul meu de la anumite produse. Vă promit că nu mai avem foarte multe produse și terminăm pentru că de aproape se face noapte și cred că o să-mi pun mâinile în cap la cât am vorbit, dar îmi place să vorbesc despre produse, mai ales când dau sfaturi altor persoane ca să poată să-și aleagă un produs care chiar să fie pe placul lor, dar acum sper să nu dau greș, adică sper să găsiți produsele care chiar vă plac sau sper să împărtășim păreri în comentarii pentru că mi-e place tare mult să vorbim acolo. Am mai terminat acest balsam de buze de la Balea, îl găsiți în DM la doar 5 lei, miroase foarte frumos la trandafir și îmi place tare mult că are așa un finish puțin roz. Când mă trezeam imediat ce trebuia să ies afară din casă, doar cât îmi făceam skincare-ul, după care mă dădeam cu balsamul ăsta și având așa un luciu frumos, roziu și hidratant, rămâneau buzele foarte plam și totuși așa puțin rozii și ziceai că m-am dat cu ceva, un luciu de buze sau ceva, dar nu, e doar balsamul care costă 5 lei și își face treaba foarte bine și nu se decojez buzele deloc, efectiv deloc, este chiar mai bun decât
cel de la Carmex, care mie una nu-mi place deloc. Îl găsiți în DM sub mai multe variante. Am mai terminat, slash, iubitul meu a terminat acest SPF de la Actinica, pe care l-am primit eu mai de mult într-un pachet, nu mai știu, mi-am dat comandă de pe site-ul Anabelei, cred, de o agendă și am primit mai multe produse, printre care miniuri, printre care și acest SPF 50 de la Actinica, care nu mi-a plăcut absolut deloc, usucă extrem de mult tenul, nu știu, mi se pare foarte prost, rămâne așa ca o textură foarte grasă și unsuroasă, îl simți efectiv toată ziua pe ten și nu sunt eu nebună, iubitul meu s-a chinuit să-l termine și tot mai are puțin aici, vine în varianta de 10 grame, adică ne-am chinuit la propriu să-l terminăm și tot n-am reușit. Are un miros foarte, foarte ciudat și o textură extrem de galbenă și de urțică, nu recomand. Apoi, la categoria machiaj, am mai terminat acest creion de buze, nu l-am terminat, dar și-a schimbat mirosul, vă explic imediat. Dar ca să vă zic, este un creion de buze pe care mi l-am luat eu când am făcut 18 ani. M-am dus eu foarte fericită că am strâns și eu mai mulți bani, eu nu v-am spus, dar sunt o persoană destul de pretențioasă, așadar toate persoanele preferă să-mi dea bani să-mi cumpăr ce vreau eu. Iar 18 ani fiind o zi mai mare, așa, am primit mai mulți bănuți, eram în câmpul lung când mi-am făcut majoratul cu iubitul meu și am mers în mall la Suceava și mi-am cumpărat mai multe lucruri de acolo, printre care și acest creion de buze care este de la Maybelline în nuanța 338 Midnight Plum. Este o nuanță foarte frumoasă, așa de prună, dar duce puțin și un burgundiu. Îmi place tare mult, e foarte cremos. Problema cu el, v-am spus, l-am luat în 2018 de ziua mea, acum fiind în 2021, acum și din nou ziua mea, am cam terminat cu el și a schimbat puțin mirosul, textura. Nu l-am folosit atât de mult pe cât mi-aș fi dorit, pentru că eu, după cum vedeți și ați tot văzut prin clipuri, sunt adepta nude-ului mai mult decât alte nuanțe. Îmi place și roșu, îmi place și burgundiu, dar și roziu, dar cel mai mult îmi place nude-ul, mi se pare că se potrivește, plus că sunt adepta unui machiaj mai natural. Dar când mi-am făcut de cap cu alte nuanțe, l-am folosit pe acesta și vă recomand creionul de buze de la Maybelline, de 1000 de ori mai bune decât altele. Am mai găsit un SPF pe care tot așa l-a terminat iubitul meu, este acesta de la Cetaphil Spot Control Oil. Este un SPF, după cum spune aici, SPF 30 pentru un ten gras care ține sebumul sub control. Mie mi-a uscat tenul, l-am dat lui să-l folosească, lui a plăcut. Problema cu el este următoarea: ustură atât de rău sub ochi, de zici că ți-a băgat cineva degetul în ochi. Ustură mai rău decât ceapă, decât arde iute, decât tot ce asta este voivodată în ochi. Nu mi-a plăcut absolut loc, pentru că ustură, pe lângă faptul că mie mi-e usucă tenul, dar pentru un ten gras este bun. Problema cu el e ce faci? Îți iei două SPF-uri, unul pentru ochi și unul pentru față? Nu știu, mi se pare așa puțin ciudățică toată treaba asta, dar dacă vouă vă place, știu că sunt persoane efectiv amorezate de acest SPF, așadar îl găsiți, cred că tot așa pe notină. Am mai terminat și această mostră de apă micelară de la Roche-Posay. Este o apă micelară foarte faină pentru ten sensibil. Eu, apa mea micelară preferată o să rămână forever and ever, cea de la, pe care o am în partea aia de am uitat acolo, cea de la Garnier. Aia mi se pare cea mai faină și își face treaba foarte bine și asta își face treaba, dar e foarte scumpă în variantă mare. Așa, primind-o gratuit, am testat-o, bineînțeles, și am folosit-o, dar eu am avut și varianta mare la ei și efectiv m-a chilit de bani într-o perioadă în care n-aveam bani, dar credeam că doar produsele de la Roche-Posay își fac treaba bine și nu-ți irită tenul și nu-ți fac coșuri, ceea ce mi s-a demonstrat a fi efectiv o minciună mai târziu, dar asta după multe căutări de produse. Aici este o povestioară foarte complicată cu produsele skincare și toată istoria mea. Am mai terminat acest ser cu cafeină pe care scrie aici aprilie, pentru că în aprilie l-am desfăcut. Este de la The Ordinary, este un ser cu cafeină care se aplică sub ochi, mai ales dimineața, am înțeles că e foarte fain să-l aplici, combate ridurile fine, liniuțele acelea pe care cam toată lumea le are sub ochi. Eu am o zonă foarte aiurea, este una dintre zonele care nu-mi place aproape deloc de pe fața mea, pentru că arată destul de deshidratată dacă nu am grijă ce folosesc. Ei bine, acest ser cu cafeină vine în ajutor pentru persoanele care sunt predispuse la linii fine, combate stresul oxidativ, radicalii liberi, e foarte faină să o aplicăm mai ales ziua, pentru că venind în contact cu soarele, cumva ne apără și ne protejează să nu mai facem atât de multe riduri. Momentan eu am aceeași variantă cu cafeină, doar că de la Revox își face treaba destul de bine, nu am văzut o diferență colosală între The Ordinary și Revox la acest produs. Mie mi-a plăcut foarte mult și acesta, dar vine la un preț mai mare. Dacă vreți să încercați serul cu cafeină, vi recomand pe cel de la Revox, pentru că este puțin mai ieftin, dar și ăsta e foarte fain, adică își face aceeași treabă. Am mai terminat, cred că
tot așa când eram în luna de miere pe la Brașov, Zabola, nu mai știu, am terminat această mostră pe care am primit-o la cei de la Isntree. Practic venea o variantă de cremă cu acid hialuronic, o alta decât am eu, asta e varianta gel, da, gel cream, și un ser, vedeți acest ser de aici, ca să dau mai aproape, să vedeți la ce mă refer. A venit fiecare câte o din asta și mi-a plăcut foarte mult. Efectiv, mai întâi am aplicat serul și apoi crema și tenul meu s-a simțit atât de hidratat toată noaptea și a doua zi chiar. Chiar dacă, bineînțeles, dimineața te speli iar pe față și iar te dai cu cremă, dar mi-a plăcut tare mult. Mi se pare un combo foarte bun și am zis că o să-l încerc și eu atunci când o să fie la reducere. Văd că mai am aici niște produse de machiaj. Prima și prima oară este acest creion de buze de la NYX, pe care vedeți că este destul de întreg și eu practic îl arunc pentru că și-a schimbat mirosul. Este în nuanța nude beige. Mi-a plăcut destul de mult inițial, după care am descoperit altele mai faine și l-am lăsat deoparte. El și-a schimbat mirosul și textura, v-am zis. Nuanța este un nude așa mai neutru, dar mi-a plăcut ca și nuanță. Ce nu mi-a plăcut este că mie mi se pare că usucă buzele. Nu știu cine a zis că sunt cremoase și m-am luat după persoana respectivă, după persoanele, că am auzit mai multe persoane, dar mie mi se pare că usucă foarte tare. Adică am unul cu care sunt dată pe buze, vi l-am prezentat în favorite, cel de la Catrice, care efectiv a rămas atâtica creionul, mă chinui să-mi fac buzele cu el, trebuie să-mi cumpăr altul, dar ăsta l-am de mult timp și n-am reușit să-l folosesc. Varianta mai cremoasă mi se pare cel roșu, adică ăsta e nude-ul, unul dintre nude-uri, cam mai multe, dar varianta roșie mi se pare ceva mai hidratant. În rest, ăsta mi-o sucă super tare buzele și eu genul persoane care chiar beau multă apă și îmi hidratez foarte tare buzele. Și am mai terminat această mostră de la gelul acela nou de la CeraVe pe care l-au scos vara aceasta. Este gel purifiant pentru față, gel de curățare, bineînțeles, Hydrating Cream to Foam Cleanser. Practic este o combinație, să zic așa, un combo între gelul lor foarte hidratant și gelul lor puțin mai pentru tenul gras, adică mai care curăță mai bine, mai în profunzime. Au făcut un combo și au dat acest, le-au ieșit acest gel de curățare, care este și pentru tenul uscat, bun și pentru tenul mai gras, dar mie mi se pare destul de mediocru. Îmi place, l-am și în variantă mare, dar nu mi se pare wow, adică mi se pare bunicel. Curăță, își face treaba, dar nu mi se pare extraordinar. Mamă, ce gel de curățare am descoperit! Și mai avem acest concealer, corector de la Catrice Camouflage, este în nuanța Honey, este așa galben. Problema cu corectoarele de la Catrice este următoarea. Nu prea-ți găsiți sub tonul bun, cum l-am eu acum pe ăsta de la NYX, în nuanța Vanilla, este așa cum îmi trebuie mie. Sub ton galben, dar puțin să ilumineze, să deschidă zona de sub ochi. Ei bine, aici trebuia să am mereu două. Una în nuanța Honey și una în nuanța Porcelain, parcă. Ăsta pentru că era galben, efectiv e galben, și celălalt era, efectiv putea să deschidă, doar că ducea în gri. Așadar, practic, combinam aceste două concealere și mi-ieșea o nuanță bună pentru mine. Acum nu are o acoperire atât de mare pe cât spun unele persoane. Eu am probleme foarte mari cu cearcănele, cred că se vede. Ăsta de la NYX e singură care chiar își face treaba. Bineînțeles, nu l-am încercat pe cel de la Tarte Shape Tape, cred că așa se numește. Nu l-am încercat pentru că e o poală de bani și nu pot să dau atât de mulți bani. Dar cel de la NYX își face mult mai bine treaba decât astea două de la Catrice Camouflage. Dar pentru un buget mai mic sau pentru persoane care nu au probleme cu cearcăle sau aveți un subton neutru, mai bine să știți că le găsiți în DM sau pe Notina la un preț de 13-16 lei. Și ultimele produse sunt aceste două parfumuri de pe site-ul eParfum sau Parfume Shop, parcă așa se numește. Sunt două parfumuri pe care mi le-am luat eu, dacă știți. Tot așa am făcut un unboxing cu mai multe colete pe la începuturile mele pe YouTube, bine, și acum sunt la început, dar atunci eram și mai la început, înțelegeți voi. Sunt aceste două parfumuri care, practic, ar trebui să vină ca niște dupuri după parfumurile mai scumpe. Unul după Olimpia de la Paco Rabanne, cred că acesta, și acesta după Burberry, parfumul de la Burberry. Părerea mea cu ele este că nu sunt chiar dupuri, nu miros chiar la fel, nici pe aproape, adică ăsta are el o sticluță așa frumoasă și feminină, dar nu. Nu persistă deloc, ce că ar fi apă de parfum. Nu, nici nu persistă, nici nu seamănă cu mirosul respectiv. M-am chinuit, sincer, să le termin. Mie că nu-mi place parfum, așa fac. Sau dacă nu persistă, mă dau foarte mult cu el prin casă. Asta am și făcut. Sunt frumoase sticluțele, vin la niște prețuri accesibile, dar nu persistă. Până la urmă, persistența spune cuvântul la fiecare
produs în parte, așadar nu vi le recomand, dar dacă sunteți curioase, bineînțeles, puteți să vă dați comandă, găsiți și varianta pentru bărbați. Să știți că găsiți acolo dupuri după parfumuri foarte, foarte scumpe, de la Chanel și multe altele. Cu acestea fiind spuse, cred că m-am lungit extrem, extrem de mult. Mă bucur că am mai filmat încă o dată acest clip cu produse terminate și sper că v-ați găsit niște produse pe care vreți să le puneți acolo pe wishlist sau poate ați revăzut niște produse pe care voi le-ați folosit, v-au plăcut, nu v-au plăcut. Să-mi scrieți toate părerile voastre ca de obicei în comentarii. Până data viitoare eu vă pup și o să vă las aici niște playlist-uri pe care să le mai vedeți. Nu mă mai lungesc foarte mult cu vorbăria, o să ne mai vedem cu un clip. Cel cu favoritele toamnei, pe care abia aștept să-l filmez pentru că, Doamne, câte mirosuri, gusturi și texturi avem acolo. După care ne vedem cu Vlogmas, da, ați auzit bine, anul acesta o să avem Vlogmas pe canalul ăsta. Mai întâi nu mi-am dorit să fac, pentru că motivul este foarte evident, am foarte puțini urmăritori și am spus că, practic, nu știu cine o să urmărească, fiind puține persoane pe canalul meu, dar am spus, eu asta îmi doresc să fac și cine vrea să se uite și are bună plăcere, bineînțeles, o să mă găsească aici, o să-mi podobim braz, o să facem multe, o să vă iau cu mine prin SH-uri, o să vă arăt ținute de Crăciun, o să vă arăt foarte, foarte multe lucruri, iar dacă aveți sugestii de ceea ce vreți să vedeți în Vlogmas, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii. Gata, v-am lăsat, pa!